Suntem alături de prietenul meu Mihai Dacin, unul dintre cei mai tari car vlogger din România, mi-așa îmi place să spun. Da, mă, dar nu sunt cel mai tare sau unul dintre cei mai tari, că sunt mulți acolo care sunt mult peste mine. Nu mă prezenta chiar așa. În descriere o să vă lăsăm un link cu canalul lui de YouTube. Foarte scurt, astăzi pe canalul nostru o să discutăm cu el despre ce trebuie să știi atunci când îți cumperi o mașină nouă sau second hand, ce mașină ți se potrivește, pentru că tu ai condus, cred că, peste 100 de modele de mașini la viața ta. Cu siguranță, dar întrebarea e foarte, foarte grea, tocmai pentru că și tu ai spus că putem să facem o discuție stufoasă, adică mașină nouă sau second hand. Dacă e după mine, recomand o mașină nouă. Pentru că experiența îmi spune, cumpărând foarte multe mașini second hand, că ajungi la probleme care din punct de vedere financiar te vor presa, stresa și aduce cu o mașină second hand într-un, să spun, areal de buget care s-ar potrivi pentru o mașină nouă. Care a fost cea mai mare investiție într-o reparație într-o mașină de-a ta second hand? Aoleu. Păi hai să spun în felul următor. Doar la Audi Q7, ultima mașină pe care am deținut-o, reparațiile din ultimii 3 ani de zile de utilizare au depășit bugetul unui Logan nou. Cea mai mare factură, dacă vrei așa, în jur de 7000 de lei. Atunci când îți cumperi o mașină second hand, pe de altă parte, ca să răspund la întrebare, recomand să mergeți înspre o zonă sigură. Chiar dacă mașina e un pic mai scumpă față de ceea ce ați găsit pe piață, la un dealer autorizat care se ocupă cu mașini rulate sau cu un buyback, totuși poți să găsești o garanție, poți să găsești un istoric real și poți să găsești și varianta de finanțare corectă. Dacă ești într-un buget de sub 10.000 de euro, atunci da, poți să-ți cumperi orice mașină, pentru că ăia sunt bani pe care, zic, poți să-i riști, în ideea că nu că-i pierzi, ci că o să-ți permiți reparațiile la respectiva mașină. Dar bun, nu-ți recomand să-ți cumperi cu 5-6.000 de euro o mașină cu motor de 3.000, ca să, siguranță... ai, ca să ai ce să tragi și ca și impozit și ca și cheltuială după. Dacă poți să-ți cumperi o mașină second hand până în 170.000 de kilometri, eu zic că, așa, după cum îmi spun mie colaboratorii mei, zic că este o mașină destul de stabilă, depinde cum a fost utilizată înainte, destul de stabilă pentru următorii 2-3 ani, te poți baza pe ea. Acum, lumea în România se uită să vadă, să aibă 100 și ceva de mii de kilometri. Mașinile nu se mai fac acum 10 sau 20 de ani. Ele sunt făcute să te țin. Da, acum mașinile se fac pentru 4-5 ani, când au ieșit din garanție încep problemele, pentru că și industria pieselor auto trebuie să trăiască, da. Și de asemenea și vânzătorul trebuie să-și facă o vânzare. Tu, de exemplu, când ți-ai luat o mașină nouă, ar trebui să te plictisești de ea după 4-5 ani de zile, să o dai buyback, avans pentru următoarea mașină, mașină nouă, care deja a apărut sub formă de facelift sau un model nou. Bun, pentru că noi suntem într-o zonă în care mergem către școala de șoferi și cei care și-au acum permisul, ce le-ai recomanda sau ce i-ai recomanda unui tânăr care acum și-a luat permisul? Ce să conducă? Să conducă o mașină. O mașină nouă, o mașină cu motor mic, cu motor mare. Să conducă o mașină care se potrivește stilului său de viață și de activitate. Întotdeauna oamenii când mă întreabă ce mașină să-mi cumpăr, este cea mai grea întrebare, pentru că tu trebuie să te cunoști pe tine. Care sunt nevoile tale? Sigur că mă dau exemplu pe mine. Am avut un Ford Escort din 1991, o mașină cu două uși, care acum 20 și ceva de ani, da, era ceva. Recomand o mașină... A fost prima după ce ți-ai luat carnetul? Da, a fost prima după ce mi-am luat carnetul. Recomand o mașină mică, fâșneață de oraș, dar în același timp să aibă și un pic de personalitate. Nu cred că recomand o mașină nouă, pentru că atunci când apar primele incidente în trafic sau primele incidente de parcare, crede-mă că e destul de dureros. Fii, aoleu, am zgriat-o, aoleu, am împropit-o, nu știu unde, și atunci, na, e preferabil să ai o mașină cu mai multe cicatrici, știi, că dezvoltă așa un pic personalitatea. Dar să mergi într-o zonă de mașină mică, încă nu ești familist, încă te duci la club, încă, știu eu, ai activități cu prietenii, să ai suficient loc pentru mici bagaje dacă faci o escapadă. Nu vreau să dau neapărat nume de mărci sau modele, pentru că e destul. E clar că românii sunt aplicați înspre mașinile nemțești, second hand, e clar că 80% către zona aia migrează. Clar. Da, mulțumim tare mult, nu uitați, pe Mihai îl găsiți pe Instagram, YouTube și Facebook pe Mihai Dacin. Mulțumim tare, voi. Și eu mulțumesc.